Bun găsit tuturor! Astăzi vom vorbi despre compatibilitățile semnului zodiacal al fecioarei. Fecioara este guvernată de Mercur, planeta comunicării, a negocierii, a mentalului și a comerțului. Este o planetă dinamică, intensă, inteligentă, iar în semnul fecioarei se află în domiciliu nocturn. În semnul gemenilor, Mercur este în domiciliu diurn. Ce înseamnă asta? Când este, deci, când ne referim la gemeni, gemenii preiau comportamentul mercurian copilăros, curios, dornic să exploreze, să cunoască pe toată lumea, să vorbească cu toată lumea. Când vorbim despre fecioară, vorbim despre o zodie care este deja matură, expertă în comunicarea cu oamenii, orientată către ordine și disciplină, care are nevoie de susținere emoțională și multe încurajări, pentru că sub masca de sunt stăpân pe mine, sunt sigur de mine, sunt în echilibru cu mine, fecioara, în realitate, rămâne un mare timid și un mare nesigur de sine. În continuare, voi vorbi despre compatibilitățile pe care fecioara le are cu restul semnelor zodiacale și voi începe de la minus spre plus. Prefer să vorbesc acum despre fecioară și triada semnelor de foc, berbec, leu și săgetător. Începem să vorbim despre fecioară și berbec. La prima vedere, cei doi nu au foarte multe de împărțit pe terenul dragostei. Fecioara este destul de critică, iar berbecul este destul de orgolios ca să accepte criticile cu mare ușurință. Dacă fecioara învață să se relaxeze și să accepte că este într-o relație cu un partener mai copilăros, mai imatur, mai necizelat și niciodată nu o să poți să scoți dintr-un berbec să-l transformi într-un maestru al bunelor maniere, pentru că berbecul, în primul rând, nu se supune cu ușurință regulilor. El este sau ea este independentă, e de sine stătător, este puternic, nu poți să-i dictezi cum să-și țină degețelul în sus în timp ce ea supiță cu lingurița. Nu o să facă asta niciodată. Dar, în schimb, este un partener de nădejde pe care fecioara se poate baza atunci când are nevoie. Și dacă fecioara învață să nu mai critique berbecul sau dacă îl critică să o facă într-o manieră mai plăcută, mai prietenoasă, și dacă berbecul învață să nu ia lucrurile atât de în personal, să nu le ia atât de tragic, să le pună la inimă și la suflet, relația poate să fie, spre surprinderea multora, foarte bună. Calea spre inima unui berbec este să-l faci să râdă, să se relaxeze, să se amuze. Berbecul este un mare admirator al zonei acestea de amuzament, distracție, relaxare și dacă îl faci să râdă, îl ai alături de tine foarte multă vreme. Și fecioara, să știi că dacă își lasă masca jos de sunt critic și na-na-na, aveți grijă, este un interlocutor adorabil, care știe să-i facă pe cei din jurul său să se simtă foarte plăcut, să se relaxeze foarte bine. Și de asta spun, este o relație care poate promite multe râsete, mult amuzament, multă relaxare. Și în plus cei doi pot împărtăși plăcerea explorării lucrurilor, plăcerea călătoriilor. Deci chiar aveți puncte în comun dacă, repet, mai lăsați și unul și altul de la voi. Merg mai departe, fecioară cu leu. Leul și fecioara, în primul rând, sunt vecini de zodiac. Și vreau să vă zic că foarte rar în combinații zodiacale pot funcționa vecinii de zodiac unul cu altul. Pentru că, de regulă, sunt vibrații diferite
Și sunt vibrații spre care trebuie să tinzi. Spre exemplu, leul trebuie să tindă către organizarea fecioarei. Fecioara trebuie să tindă către echilibru balanței și așa mai departe. Și e un pic cam dificil să-i facem să funcționeze atâta timp cât sunt atât de diferiți. Leul are orgolii. Leul nu acceptă, nu cu ușurință, leul nu acceptă criticile. Leul nu funcționează în zona ai greșit, vai ce ai făcut, cum se poate. Nu funcționează, nu înghite și nu tolerează lucrurile astea. În timp ce fecioara se va simți tot mai stresată și tot mai presată de atitudinea leului. Și va reacționa pe măsură, adică se va închide în sine, va fi și mai timorată, iar fecioara timorată pleacă la atac și se produc conflicte. Deci nu este foarte înțelept să-i punem unul lângă altul, pentru că relația aceasta nu este cu sorți de izbândă. Cei mai leagă-s copiii, da. Ok, câte cupluri în ziua de azi mai rămân în lanțurile căsniciei din cauza copilor? Trebuie să fie cei doi parteneri complet disfuncționali sau cu niște traume la rândul lor din copilărie, încât să nu spună stop joc. În ceea ce privește încrederea în sine, fecioara cu leul, nu există un motiv real ca două ființe de sine stătătoare, cum sunt fecioara și leul, să nu aibă încredere în unul între altul în majoritatea situațiilor. Problema însă apare în momentul în care leul începe să epateze și să pozeze în imaginea regelui junglei. Iar atenția pe care leul o primește de la cei din jur nu o să o facă pe fecioară să se simtă foarte bine în pielea ei. Iar problema inițială a fecioarei despre care am vorbit acum, legată de încrederea în sine, imediat va ieși la iveală și este foarte important ca cei doi să comunice unul cu altul ca să amelioreze eventualele asperități. Însă, repet, din punct de vedere emoțional, nu avem deloc apropiere, pentru că fecioara raționalizează foarte mult lucrurile, în timp ce leul are nevoie de încredere, de atenție, de cuvinte frumoase și chiar dacă leul poate fi dureros de conștient de nevoia lor ca și cuplu de intimitate, nu o să-i fie confortabil să creeze această intimitate în compania fecioarei, pentru că o să se simtă tot timpul pus sub lupă și verificat. Și, repet, nu este un cuplu viabil. Îmi pare rău pentru voi și dacă sunteți într-o zonă de cuplu fecioară cu leu, e pentru că probabil pe hărțile voastre leul și fecioara se află într-un detriment continuu, adică nu sunt atât de puternic marcate și aveți cu totul alte marcaje astrologice care să vă susțină cuplu. Dar un cuplu oficial din fecioară și leu nu prea are sorți de izbândă. Mergem la fecioară și săgetător. În cele mai multe cazuri, fecioara și săgetătorul nu creează un cuplu de ăsta de basm. Iar când fecioara și săgetătorul se întâlnesc, sunt multe lucruri de spus, dar foarte multe pe linia de minus. Și chiar dacă amândoi sunt inteligenți, amândoi au educație, amândoi au studiat, amândoi au un bagaj temeinic de cunoștințe, pentru că și fecioara și săgetătorul
și săgetătorului le place, deci și fecioarei și săgetătorului le place să citească, să se informeze, să capete experiență de viață. Însă, maniera în care fac schimbul de idei este foarte dificilă. Și da, se pot susține într-un anumit dialog intelectual, dar dialogul de la inimă la inimă este foarte precar și săgetătorul are foarte mare nevoie de susținere emoțională. Săgetătorul are foarte mare nevoie de susținere emoțională. Să nu uităm că este jumătate cal, jumătate om, această glifă a săgetătorului și atunci el într-o relație trebuie să aibă un partener care să-l stimuleze, să iasă din zona lui, nu sunt sigur de mine și să-l ducă în zona, mă simt foarte confortabil în pielea mea. Fecioara venind cu problemele legate de încrederea în sine, puterea interioară, comunicare, multe traume din copilărie legate de încrederea în sine, nu o să-l facă pe săgetător să se simtă bine, pentru că și ea la rândul ei are nevoie de această încredere. Și uite că avem două personaje care dacă ar gândi un pic mai emoțional, s-ar putea susține bine, numai că nu vor dori și nu vor putea și nu vor vrea să facă acest lucru și mai devreme sau mai târziu o vor lua foarte în personal, orice glumă, orice ironie, orice comentariu va fi luat foarte personal și se vor răni unul pe altul foarte mult. Și atunci relația va fi tot timpul marcată de ironie, de înțepături și nu are viață lungă așa ceva. În schimb, săgetătorul va aprecia la partenerul sau partenera sa fecioară capacitatea de organizare, capacitatea de a planifica lucrurile cu 100 de pași înainte. O să-i placă faptul că fecioara are un răspuns la și o soluție la toate problemele cu care se confruntă. Dar dacă fecioara nu învață să se relaxeze un pic și să iasă din rolul de terapeut, pentru că această relație fecioară-săgetător poate funcționa doar dacă mergem pe zona de terapie, da? Săgetătorul își caută mămica sau tăticul o relație. Și dacă sare din pielea terapeutului și se mai relaxează, dar ar fi o 5% șansă, dar în ansamblu nu este o relație care să funcționeze foarte bine, pentru că dincolo de ordine, disciplină, planificare și organizare, săgetătorul are nevoie și de multă emoție și să-și trăiască viața. Mergem mai departe în combinația fecioară, semne de aer. Și vom vorbi despre fecioară și gemeni. Semnele de aer sunt gemenii, balanța și vărsătorul. Și când fecioara întâlnește un geamăn, ambii, ne reamintim, sunt guvernați de aceeași planetă, Mercur, în fecioară în domiciliu nocturn, în gemeni în domiciliu diurn. Și nu este, Mercur nu este cea mai sexuală planetă la prima vedere. Gemenii sunt un semn masculin care este întotdeauna deschis către a explora, în timp ce fecioara este un semn feminin care este timid și sensibil. Relația din punct de vedere sexual nu promite foarte mult, dar amândoi împărtășesc aceeași nevoie de a comunica și de a împărți idei. Așa încât dacă găsesc un numitor comun, un limbaj comun al împărtășirii emoțiilor, nevoilor emoționale, atunci și zona sexuală poate cunoaște o îmbunătățire tocmai prin faptul că vor vorbi unul cu altul și vor exprima lucrurile de care au nevoie sau pe care le caută în dormitor. Și vreau să vă zic că pentru fecioară și pentru gemeni
Chiar dacă, repet, Fecioara nu e cel mai sexual semn zodiacal, nu înseamnă că nu este atrasă de sexualitate. Și foarte multe lucruri pornesc în cuplu de la compatibilitatea sexuală. La capitolul încredere, minus, minus, minus. N-aveți nicio treabă unul cu altul, pentru că întotdeauna fecioara va avea o mulțime de probleme legate de încredere în raport cu partenerul său gemeni, atât de multe încât ajungi la un moment dat să ai nevoie de terapie, pentru că semnul gemenilor nu este un semn pe care fecioara poate să conteze, să aibă încredere legată de loialitatea sa, pentru că geamănul crede că există mai degrabă o loialitate mentală, nu fizică. Și nu are nicio problemă să umble în diverse relații și în diverse povești, în timp ce partenerul fecioară așteaptă acasă geamănul cu mâncarea caldă. Iar când fecioara începe să pună sub semnul întrebării orice acțiune a geamănului și va analiza orice pas al acestui semn, gemenii pur și simplu o vor rupe la fugă și vor dispărea ca măgarul în ceață. Dar dacă nu au curajul să fugă, atunci povestea lor se duce într-o zonă de conflict continuu și de înțepături și de... nu, e greu, e foarte greu. Se completează bine fecioara cu gemenii pe zona intelectuală, dar încrederea care lipsește e un mare minus pe relația lor. E greu. Încercam acum să găsesc vreun punct comun. Nu există punct comun. Nu există. Nici copiii nu poate să țină prea mult o relație între un geamăn și o fecioară. Sunt prea multe puncte diferite și fecioara intră în prea multe crize emoționale ca să poată să fie pe termen lung așa ceva între ei, să funcționeze. Fecioara și balanța. Aici este interesant. Din nou, compatibilitatea e destul de proastă. Pentru că fecioara este un semn care nu are încredere în sine foarte mult. Balanța este un semn foarte rece și non-emoțional, specific semnelor de aer. Semnele de aer nu sunt cele mai emoționale semne de pe planetă. Și întotdeauna fecioara va simți că vine din urma balanței și face eforturi să o prindă din urmă, social, mental, comunicațional. Oricât de plăcută este fecioara, întotdeauna fecioara va face niște eforturi supraomenești ca să prindă din urmă balanța. Ce îi atrage? Fecioara admiră estetismul balanței, capacitatea de a armoniza lucrurile, de a vorbi liniștit și împăcat. În timp ce balanța va fi plăcut impresionată, dacă nu chiar dominată puțin, de inteligența fecioarei. Deci balanța se simte un pic dominată de fecioară, nu va recunoaște și va ascunde asta sub atitudinea aia de autosuficiență și de sunt stăpân pe mine în orice situație. Fecioara se va simți frustrată pentru că nu va citi, dincolo de masca pe care balanța și-o pune, nu va citi nevoia balanței de a fi lăudată mental, de a fi lăudată pentru talentele sale mentale și comunicaționale. Iar balanței îi va fi foarte greu să se apropie de fecioară și să-i exprime
emoțiile, trăirile, sentimentele sale. Și aici ajungem într-un paradox în care nu avem compatibilitate, tocmai pentru că fiecare din parteneri așteaptă ca celălalt să aibă o reacție. Și așteaptă și așteaptă și vă doresc să fiți puțin mai dinamici, pentru că alminteri o să rămâneți tot într-o așteptare, sperând că celălalt va face primul pas. Fecioara și balanța pot să creeze o conexiune intelectuală, mentală satisfăcătoare, atâta timp cât și unul și altul își respectă emoțiile și sentimentele. În general, această relație poate uneori funcționa și partenerii se pot sincroniza dacă manifestă răbdare și grijă față de sentimentele celuilalt. Amintiți-vă că nu sunteți roboței în căutarea unor răspunsuri, ci sunteți amândoi ființe umane. Și dacă reușiți să sincronizați acest lucru, puteți avea o relație funcțională. Nu simplă, nu ușoară. O să fiți întotdeauna într-o competiție și într-o nesiguranță. Dar există un 30% acolo potențial și eu tot timpul zic, dacă există 30% potențial, dacă se străduie ambele părți, atunci se poate ajunge și mai departe. Ajung la combinația mea preferată când vine vorba de fecioară. Și am să vă spun că în cariera mea am întâlnit de multe ori cupluri formate din fecioară și vărsător, deși la prima vedere fecioara și vărsătorul nu au nimic de împărțit. Dar eu am observat de-a lungul carierei mele că de multe ori ceea ce zice manualul nu se întâmplă și în realitate. Și am o prietenă foarte bună care este de multă vreme cu o fecioară și prietena aceasta a studiat și ea astrologie foarte bine. E foarte bună și ea în astrologie, dar nu o practică, cu toate că tot timpul îi zic de ce nu practici, că ai bate la fund mulți astrologi români dacă te-ai pune pe treabă. Dar e alegerea omului și are un partener fecioar. Când îi întâlnesc, ei se ceartă și se hârie continuu, dar absolut continuu, continuu la modul continuu. Și la început spuneam, dar ce aveți de împărțit? Adică sunteți atât de diferiți încât nu văd de ce ați funcționa ca și cuplu, nu văd de ce ați exista ca și cuplu, de ce vă pierdeți vremea unul cu altul. Și apoi când am început să acord mai multă atenție și să observ mai atent cuplul lor, mi-am dat seama că ei sunt de fapt foarte compatibili. Și același lucru s-a întâmplat în consultațiile mele să observ la parteneri fecioară vărsător. Fecioara, în primul rând, admiră loialitatea pe care vărsătorul poate să o aibă. Să știți că vărsătorul poate să fie un semn foarte loial atunci când își propune sau când are sentimente sincere față de o persoană. Vărsătorul admiră ordinea și disciplina și jocul mental pe care fecioara îl face, pentru că fecioara este extrem de analitică. Nu este, deci, cred că cuvântul analitic ar trebui să poarte în dicționar lângă poza unei fecioare sau glifa fecioarei, pentru că fecioara întoarce pe toate căile orice. Orice, orice, orice. Și, repet, este extrem de analitică, iar vărsătorul își creează o conexiune cu fecioara la nivel mental, intelectual și îl stimulează foarte mult pe vărsător să-și facă jocurile sale mentale. Deci, ei, ca și cuplu, chiar pot funcționa bine dacă vărsătorul nu pune prea mult la suflet micile răutăți și meschinării ale fecioarei și dacă fecioara nu pune foarte multă presiune pe vărsător. Deci aici chiar avem cupluri și vă rog să-mi scrieți dacă cunoașteți și voi
cupluri formate din fecioară și vărsător, pentru că, repet, eu ca astrolog ce am întâlnit în cariera mea, funcționează foarte bine acest cuplu format din aceste două personaje, tocmai pentru că se joacă mental. Da, e adevărat, vărsătorul suferă din cauza răutăților fecioarei, însă ca și susținere, fecioara poate să fie foarte prezentă atunci când vrea și este foarte eficientă în momentele de criză, lucru pe care vărsătorul îl admiră profund. Mergem mai departe și vorbim despre semnele de apă. Fecioara și triada semnelor de apă, rac, scorpion și pești. Începem cu racul. Atunci când fecioara și racul se întâlnesc, există un potențial foarte ridicat pentru iubire. Există un contact special, o conexiune particulară între mintea și sufletul și intelectul acestor două personaje. Și își pot permite unul altuia să-și exploreze lumea emoțională. Să știți că înțelegerea și susținerea sexuală în acest cuplu este foarte puternică, pentru că fecioara este întotdeauna dornică să învețe lucruri, racul este dispus să-și exprime emoțiile, fecioara exact asta caută, să întâlnească un partener care are suficientă răbdare și suficient timp să-l învețe pe fecioară manifestarea sau să o învețe manifestarea emoțională. Și racul are și răbdarea și timpul și dispoziția necesară să facă aceste lucruri fecioarei. Și aș putea spune că își creează propria lor sexualitate și propriul lor mediu și propria lor poveste amoroasă în dormitor, care pe termen lung, în loc să-i plictisească, cum se întâmplă în cazul altor semne zodiacale, îi apropie foarte mult și îi susține foarte mult. Apoi, există un nivel extrem de ridicat de încredere unul în altul. Racul este un semn căruia nu-i plac escapadele amoroase. Nu îi plac. Dacă un rac ajunge să înșele sau să fugă din relație sau să testeze altceva, nu o face pentru că îi place, ci mai degrabă pentru că este nevoit să facă acest lucru prin lipsa de dezinteres pe care partenerul său ar putea o manifesta. Lucru care nu se întâmplă în cazul fecioarei, care fecioara este tot timpul prezentă, activă, acolo și este dornică și deschisă să rămână în cuplu, să aducă plus valoare cuplului. Apoi, racul și fecioara se completează foarte bine pe zonă mentală. Fecioara este o zodie vorbăreață. Dacă aveți fecioare prin preajmă, chiar sunt curioasă să-mi spuneți dacă n-ați observat ce debit verbal are fecioara. Întotdeauna când ofer consultații și până ajungi să introduci harta, datele pentru a genera astrograma, există mai multe tipare comportamentale. Și unul dintre ele este acela, tu îi ceri datele, ziceți-mi ziua, luna, anul, vă rog să introduc în program. Și persoana spune, stați să vă povestesc viața. Și când începe să vorbească și văd deja că eu sunt cu tot timpul cu temporizarea, pentru că și eu trebuie să zic ceva acolo, nu? Și dacă văd că depășim 3 minute de comunicare, încă 3 minute, e clar că persoana respectivă ori e fecioară, ori are ascendent pe fecioară, ori are luna în fecioară, ori mercur în fecioară. Deci ceva cu fecioara are clar. Și fecioara este o zodie, așa cum am mai zis, vorbăreață. Racul nu are foarte multe cuvinte la purtător și atunci va avea tendința în cuplu să tacă.
lăsându-i spațiu suficient fecioarei să se manifeste din plin. Și se ajunge într-un punct, racul e guvernat de lună și emoție, fecioara de mercur și mental și inteligență. Și se poate ajunge într-un punct în care conflictul este generat de emoție versus logică. Dacă ne gândim la fecioară și la raportul cu guvernatorul său, cu Mercur, fecioara reprezintă zona matură a planetei Mercur. Cu toate acestea, chiar dacă fecioara are o ușurință în a comunica, o ușurință mult mai mare decât o are racul, totuși, în discursul său, primează mult logica în defavoarea emoțiilor. Și aici racul poate fi rănit, dar racul este suficient de inteligent să înțeleagă că a întâlnit un partener lângă care poate clădi și își poate materializa visul legat de familie, de a avea o familie viabilă, de a avea copii, de a crește în zona familiei. Și atunci s-ar putea să accepte debitul verbal al fecioarei, să o lase să își exprime punctele de vedere și racul să aibă doar beneficii. Vine apoi combinația fecioară-scorpion. Dacă vrei să-i urezi cuiva, să-l înjuri politicos și subtil pe un scorpion sau pe o fecioară, urează-i să aibă parte fecioarei de scorpion și scorpionul de fecioară. Din ce motiv? În astrologie există mai multe combinații de cupluri despre care înveți atunci când studiezi zona relațiilor. De exemplu, racul cu capricornul sunt una din combinațiile cele mai solide și cele mai bune. Berbecul cu vărsătorul, iarăși, sunt o combinație foarte bună. Și vine fecioara cu scorpionul. Între ei doi este atracție la prima vedere. Deci nu aveți idee. Când s-a întâlnit o fecioară cu un scorpion, scorpionul lasă totul, lasă totul, chiar lasă totul, să vă fie clar, și fuge după fecioară. Și fecioara e foarte încântată. Și între ei este o conexiune foarte specială. Fix până în noaptea nunții. Când fecioara devine mult prea curioasă și pragmatică, iar scorpionul realizează că și-a proiectat vise, speranțe, trăiri și emoții pe fecioară. Și ajung într-un cuplu în care atracția între ei doi este foarte mare. Atracția în zona sexuală este foarte mare. Dar fecioara este mult prea rece pentru gustul scorpionului, iar scorpionul este mult prea săltăreț și jucăuș pentru gustul fecioarei. Și ajungem la un love-hate, ură și iubire, care durează pentru tot restul vieții. Dar ce vă pot asigura este că scorpionul și fecioara divorțează extrem de rar. Extrem de rar, deci cred că 5% doar din cuplurile formate dintr-un scorpion și o fecioară divorțează. Dar o să-și mănânce ficații și viața unul cu altul și păcat de copii, că ăștia cad de regulă victimă, maxim, maxim. Dar ce vă mai spun este că nu putem interveni în cuplul lor, pentru că acest cuplu este construit pe o serie de emoții, trăiri și sentimente pe care doar un scorpion cu o fecioară le pot înțelege. Cei din jur nu au capacitatea să înțeleagă adevărata dimensiune a acestor sentimente. Așa încât îi lăsăm să-și trăiască dramele emoționale
Ei nu se vor separa, nu se vor separa, și în același timp le va fi foarte dificil să trăiască unul cu altul. Cred că este mai degrabă vorba de o relație karmică. Nu cred, sunt sigură, dar nu intrăm în zona karmei aici, pentru că repede ne ocupăm de relații așa, de viața de zi cu zi. O să vorbesc, o să fac și filmări despre viețile anterioare și despre... E zona mea preferată de astrologie. Dar nu aici. Le dorim succes Fecioarei și Scorpionului în balamucul lor. Dar, repet, acolo în balamucul ăla există o iubire care noi, cei de pe margine, nu o putem înțelege și nu are sens să ne batem capul cu ea, că nu avem cum să o înțelegem. Și ajungem la Fecioară și Pești. Fecioara și Pești, de ce râd? Că Fecioara și Pești, pe axa zodiacală, sunt față în față. Și există o combinație extrem de profundă între ei, aceste semne zodiacale. Chiar dacă pornim de la premisa, contrariile se atrag. Deci chiar dacă pornim de la premisa că se atrag contrariile, într-o anumită filmare, la Berbec cu Balanță, spuneam, se spune că se atrag contrariile, dar nu e adevărat, că nu se atrag deloc. Ei, există și niște excepții și Fecioara cu Peștii sunt una din acele excepții cu niște condiții. În primul rând, peștii sunt un semn ușor nevrotic și sensibil, care ia lucrurile în serios. Deci nu jignesc pe nimeni când spun că ești nevrotic, spun că ești atât de sensibil încât starea ta, dinamica ta, viața ta, libidoul tău, tot ceea ce ține de tine, pește, depinde enorm de starea ta interioară emoțională. Dacă tu nu ești ok emoțional, atunci este un dezastru pe toate planurile la tine. Dacă ești în regulă emoțional, când dansezi ca albă ca zăpada în filmul Cei șapte pitici și ești fericit și întinzi mâna și îți vine porumbelul pe mână și tu cânți în continuare. Dar asta ține, repet, de starea ta interioară, starea ta sufletească interioară. Și Fecioara este atât de organizată încât ajunge într-o relație cu sugar daddy sau cu tăticu sau cu mămica. Și am întâlnit foarte multe cupluri formate din Fecioară și Pești care se apelează, se adresează unul altuia cu mami și tati. Mami și tati. Bine. Eu, ca astrolog, mie mă zgrepsână pe creier să aud că un cuplu se adresează cu mami și tati, pentru că mie îmi pare cel puțin incestuosă afirmația asta. Dar la ei funcționează. La Fecioară și Pești, Fecioara reprezintă punctul de reper al peștelui prin organizarea sa, prin ordinea sa, prin disciplina sa. Peștele, în sfârșit, simte că există cineva care îl poate scoate din haosul său emoțional, care îi poate da o direcție, care poate să-i dea un drum, poate să-i dea un șut constructiv înspre înainte. În timp ce Fecioara se simte atât de bine că în sfârșit a întâlnit un semn zodiacal care, ok, mai mârie, el mai critică, mai îl trage de urechi. O trage de urechi pe Fecioară, dar totuși până la urmă se supune și are atâta nevoie de susținere, de sprijin, de grijă, încât Fecioara chiar își găsește rolul de asistent emoțional al celuilalt. Și atunci relația asta poate continua foarte bine. Și între ei este o dragoste care este foarte specială, foarte, foarte specială, dar care pornește de la ideea de terapie, de sprijin, de susținere. Deci mai degrabă e specială prin faptul că peștele își găsește un părinte care să-l ajute, să-l susțină. Fecioara găsește o persoană de care să se ocupe. Merg mai departe și vorbesc despre triada semnelor de pământ.
Fecioară cu Taur, Fecioară cu Fecioară și Fecioară cu Capricorn. Și a ajuns Fecioara acasă. Și Fecioara cu Taurul. Taurul este guvernat de Venus, Venus este în cădere în semnul Fecioare. Când Taurul și Fecioara se întâlnesc, vor face tot ceea ce le stă în putință să își demonstreze unul altuia că dragostea există. Taurul are foarte multă stamină în sine. Chiar dacă e femeie, chiar dacă e bărbat, Taurul emană senzualitate și sexualitate prin toți porii. Fecioara e mai virginală, mai timidă, mai liniștită și când dă de un Taur care o admiră, care o laudă, care o încurajează, înflorește de-a dreptul. Iar Taurul are capacitatea să-și facă partenerul să se relaxeze extrem de mult. Iar Fecioara simte că a ajuns într-o zonă de-a dreptul ireală cu acest partener care arată că are răbdare și înțelegere și susținere față de sine. Doar că această poveste se petrece doar în dormitor, pentru că în momentul în care ei părăsesc zona dormitorului, Fecioara va încerca să critique Taurul pentru încetineala cu care se mișcă sau cu încetineala care pune lucrurile în practică și Taurul nu o să se simtă bine criticat tot timpul și o să răbufnească. Și Fecioara o să simtă că îi alunecă terenul de sub picioare și atunci o să se replieze. Deci Taurul, dacă știe să-și impună respectul asupra Fecioarei, relația dintre ei doi poate să funcționeze, deci relația voastră poate să fie foarte bună. Dar e foarte important ca Fecioara să câștige încrederea partenerului său. E foarte important acest lucru. Taurul are nevoie de laudă, de sprijin, de susținere, în timp ce Fecioara are nevoie de încurajări să iasă din cochilia sa și să-și depășească frustrările legate de nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de folositor, nu sunt suficient de inteligent, și vine Taurul care te sprijină și te ajută să depășești aceste frici. Deci, dacă aveți respect unul față de altul, chiar sunteți un cuplu frumos, dar trebuie să aveți grijă să nu permiteți rutinei să se instaleze între voi doi. Fecioara cu Fecioara este o provocare, această combinație, pentru că au tendința ambii parteneri să pună logica mai presus de emoții. Sunteți foarte asemănători ca și combinație și ok, sunteți dispuși să experimentați, să încercați, să învățați împreună lucruri. Dar în același timp este nevoie și de multă răbdare și înțelegere și susținere emoțională. Deci dacă reușiți să vă oferiți susținerea emoțională reciprocă și să înțelegeți că amândoi veniți cu traume din copilărie sau cu un sentiment ăsta al nesiguranței foarte crescut, atunci, dacă înțelegeți și respectați acest lucru în partener, relația voastră poate funcționa foarte bine și foarte frumos. Dar dacă scoateți zona acidă și dacă pe baza traumelor pe care le-ați avut înaintea întâlnirii partenerului Fecioară, scoateți la iveală aceste frustrări acumulate, aceste traume adunate și dați cu bâta în baltă și în capul partenerului ori de câte ori doriți, atunci relația nu va funcționa. Dar să știți că este o relație foarte bună între Fecioară și Fecioară, cu condiția să mai aduceți și ceva zonă emoțională în discuție, nu numai să fiți foarte aspri și stricți și luciți și șosetele se împăturesc la dungă și așa mai departe. Deci,
Combinația poate fi bună, aveți încredere unul între altul, nu aveți tendința să vă înșelați. Bine, există, fiecare pădure are uscăciunile sale, există și excepții. Dar eu aici nu sunt să vorbesc de excepții, sunt să vorbesc despre general. Și nu aveți în voi sămânța înșelatului, fecioarele. Deci, tu și partenerul tău aici puteți avea mare încredere unul între altul. Dar, repet, relația asta poate funcționa doar dacă aveți manifestare emoțională mai profundă și scoateți romantismul la iveală. Și am ajuns la ultima combinație, fecioara cu capricornul. Fecioara întotdeauna va avea un mare respect pentru capricorn, pentru că acest semn zodiacal este născut să ajungă șef. Și ca să ajungi șef, trebuie să muncești mult, să te strădui mult, să depui eforturi multe, multe. Fecioara apreciază munca, apreciază sârguința, apreciază dedicația într-un proiect. Capricornul se bucură că există cineva acasă care l-așteaptă, că există cineva pe care poate conta și mai mult există cineva care nu o să-l înșele niciodată sau măcar nu o să o arate că îl înșeală. Chiar dacă este conștient că fecioara îl alege mai mult pe criterii raționale, nu pe criterii emoționale. Dar capricornul gestionează, n-are nicio problemă cu asta și își va ține orice escapadă are el sau ea, pentru că, paranteză, capricornul, s-au spus multe despre capricorn, dar capricornul, să știți că nu este dintre cele mai fidele semne zodiacale, pentru că are un libido ridicat și îi place, dar îi susțină foarte, foarte mult în proiectele sale. Deci combinația este foarte bună, chiar dacă, repet, este un cuplu care se creează mai degrabă pe zonă emoțional și interese financiare și interese sociale decât pe iubire și pe nu știu ce povești fabuloase de iubire. Dar ei doi pot conlucra foarte bine, pot să-și crească copiii foarte bine împreună, pot ajunge la standarde sociale foarte înalte amândoi pentru că aveți aceleași structuri de câștigători, de victorioși, de oameni care urcă social. Nu vă împiedicați de cioturi și aveți amândoi o capacitate de muncă și fecioara și capricornul foarte mare. Și asta, perseverența și capacitatea de muncă pe care o aveți, vă susține foarte mult în proiectele voastre. Deci, dragii mei, acestea sunt comentariile despre fecioară și semnele zodiacale. Și urmează să vorbim și despre balanțe.